sunt Botnarenko, sunt din Ploiești, am 29 de ani, am o firmă de rent-a-car și totodată o asociație non-profit care se numește Femei în Afaceri. Am un drum foarte lung, plin de provocări, cu mult curaj, multă ambiție și cu multă, multă plăcere. Pot spune că am început de la 18 ani. Primul pas pe care l-am făcut a fost acela de a pleca în afara țării, mai exact în Grecia. Ai mei își făceau vacanțele acolo și am hotărât să merg și eu să văd cum este într-o altă țară, mai ales că acum câțiva ani Grecia, pentru noi sau orice altă țară, era acum altceva. După două zile m-am angajat, pentru că mă îndrăgostisem de Grecia. M-am angajat, bineînțeles, ca ospătăriță pentru altă țară, nu prea avea ei. L-am angajat și pe fratele meu și uite-ne pe noi cum am rămas o lună jumătate lucrând în Grecia. După o lună jumătate ne-am întors, pentru că asta făceam casa, a fost în vacanța de vară. Ne-am întors, am venit în România, am intrat la facultate, după o altă perioadă de timp am mers înapoi în Grecia, iar am lucrat, pentru că deja ne-a intrase acest microb de a căpăta experiențe și de a cunoaște alți oameni, de a vedea alt mediu dintr-o altă țară, ne-a fost foarte util. Am plecat înapoi în Grecia, iar am lucrat, asta a fost, așa am început. Am trecut la facultate, am lucrat în timpul facultății, în primul an de facultate, am lucrat la un casino cunoscut din București, ca recepționeră, după care am intrat pe piața de capital. Poți să spui și nume de companie, nu e nicio problemă. Acum hotelul se numește Pullman și în cadrul Hostel Sofitel. Așa, da. În cadrul hotelului era și există, am impus acest casino. Așa mi-am început experiența profesională în România, și mai exact în București. Pentru mine devenise și un vis să ajung la București, să plec de acasă. 2 ani de zile am lucrat pe piața de capital. Pot spune că m-am întors înapoi la Ploiești. Dar, din păcate, nu era ceea ce vreau eu. Sunt o persoană foarte activă și foarte energică și statul la birou nu m-a pasionat. După 2 ani de zile, stând în Ploiești și mai făcând din când în când Grecia, am hotărât că trebuie să ajung la București. Dar nu prea era pentru oricine și oricum, ales că aveam niște vise foarte mari. Îmi doream să fiu undeva acolo sus, să fac ceva ce îmi place, să pot să demonstrez oameni. În special mi-am dorit foarte mult să demonstrez statului meu, că pot să fac ceva pe picioarele mele. Am fost și cea mai mare în familie și cea mai, să-i spunem așa, nebunatică și neascultătoare. N-am ascultat niciodată de ai mei cei drept. Poate și din acest motiv am vrut să demonstrez tatălui că uite, să vezi tu ce fac ai. Ce vrea să te facă taică tu când erai mică? Tatăl meu a lucrat în cadrul armatei și el era foarte, nu știu, în general, oamenii care sunt în cadrul armatei sunt, exact, chiar așa, deci sunt foarte, nu știu dacă să-i spun rigizi. Oricum, au un alt stil. Cu trezit la 7 dimineața, îmbrăcat la 7:30 și tata a ieșit pe ușă, știi? Adică e tot, nu știu, de o corectitudine și o rigiditate, poate, foarte mare. Ideea e că ai mei nu vreau să dau nici la facultate în București, nici să mă mut în București, nici măcar de permis de conducere nu vreau să dau. Eu am ajuns la facultate fără voia lor, am dat de permisul de conducere fără voia lor. A fost tot așa, vreau să zic, am fost neascultătoare și în Grecia, că l-am spus, deci noi ne dusesem în vacanță și eu după zi, două zile am venit la hotel și le-am spus, știți, eu nu mă mai întorc. Mi-am găsit de lucru, noi mai rămânem pe aici, l-am luat și pe fratele meu cu mine, așa că voi puteți să mai stați, după care vă duceți acasă. Și am stat vreo 7-8 zile la hotel, cât a fost concediu, după care noi ne-am mutat într-altă parte unde aveam noi cazare. Revenind și continuând cu traseul meu profesional, după 2 ani de zile am făcut prima mea, am devenit antreprenor, să spun, așa se poate acum.
am construit prima mea firmă de rentăcar. Dar ca să ajung și aici, ar trebui să vă spun că am vrut să fac inițial o spălătorie auto, după care am trecut la un restaurant specific românesc. Și o să menționez că persoana la care mă duceam pentru a-i prezenta planul meu de afacere, în care îmi căutam, persoana în care căutam investiția, era tatăl meu, care nu era foarte, neavând încredere în mine, nu era foarte darnic cu propunerile mele, ca să zic așa. Am vrut să fac spălătorie. Am găsit firma care să îmi aducă aparate, am găsit teren, am vorbit cât costă chiria, tot planul. Nu, n-am reușit. Ok, spațiu de restaurant. Era un restaurant la undeva la gară și am zis, păi, ok, la gară facem cu mâncare pentru oameni. La fel, n-am reușit. Și într-un final a venit această idee cu închirierea mașinilor, care a necesitat o investiție destul de mică, pentru că am început cu 3 mașini. Prima mașină pe care ne-am cumpărat-o din banii câștigați pe piața de capital, că după 2 ani de zile, în vremurile alea, se făceau destul de mulți bani. Nu că m-am îmbogățit, că nu eram atât de... eram micuță. Dar am câștigat ceva bănuț cât să-mi iau o mașină second hand. Cu mașina tatălui, cea personală, și cu o mașină leasing, am început firma de... am dat drumul la firma de rentăcar. Și cam atât. Pentru că banii de promovare și tot ce mai țin de firmă, nu aveam. Eu mi-am făcut niște flyere pe care le-am împărțit în tot Ploiești, în toate cutiile poștale. Am reușit și am avut un banner în oraș, dar atât. Mai mult de atât nu, că nu am avut posibilitate. În schimb, am profitat de ceea ce puteam eu să fac. Faptul că puteam să stau pe internet și să-mi promovez afaceri. Norocul meu a fost că și online-ul s-a dezvoltat foarte mult. Acum 2 ani de zile pot să spun că mă amintesc. Site-ul meu a fost pe primul loc după cuvintele de căutare rentăcar. Pe primul loc pe Google, ceea ce nu este de aici de acolo. Adică mi-am petrecut nopți foarte multe ca să-mi optimizez site-ul. Și, bineînțeles, am mai învățat de la un băiat, de băieți ce mai vineau și mai făceau modificări la site. De fel, sunt foarte curioasă și pun foarte multe întrebări. În ideea în care mă gândesc că dacă pot, e ceva ce pot să fac și eu, învăț și fac și eu mai târziu. La început, în 2005, când am dat drumul la firma de rentăcar, nici foarte mult. Deci, în primul an, n-am știut de mine. Dimineața, prânz, seară, noapte, chiria mașini. M-am dezvoltat ca să n-am rămas la cele 3 mașini. Închideam mașini, făceam, am făcut pe șoferul, făceam transferul la aeroport, mi se întâmpla să am transfer la 2 noapte, mi se întâmpla să am transfer la 4 dimineața, la 6 dimineața, erau foarte multe. Mai ales că din 2005 până în 2008 pot să spun că a fost un boom așa al... fapt, toată lumea știa, a fost un boom al afacerii. Și bineînțeles că și rentăcarul mergea. Am mai avut un noroc. Am deschis în Ploiești și concurența era foarte mică. Eram eu și încă o firmă de rentăcar. Într-adevăr, a fost foarte ok pentru mine. Așa am început. Cu multă bătaie de cap, dar cu multă pasiune și cu foarte multă plăcere, am uitat să spun că mie îmi plac mașinile la nebunie și lucrul ăsta poate că m-a ajutat foarte mult. Nu obosesc niciodată când conduc. Am făcut de foarte multe ori Grecia cu mașina și n-am avut nicio problemă. Și acum, da, sunt în mașină, pot să plec până când n-am nicio problemă, trece la nebunie. Asta a fost în 2005, 2006, în 2007, în sfârșit mi se îndeplinea visul să ajung la București. Aici am o poveste puțin mai tristă, să spunem așa, că acum nimic nu se întâmplă, nimic nu este întâmplător și toate se întâmplă cu un scop. Am ajuns la București printr-un mic incident, ca să zic așa. Am vrut să mă dezvolt aducându-mi alți 2 colegi, pentru că mă gândeam că nu am cum să mă împart și între Ploiești și București, și atunci am hotărât
că trebuie să mai iau doi băieți care să mă ajute. Numai că lucrurile au luat o trăsătură, imediat cum am deschis în București și într-un final am rămas tot singură. Așa că m-am mutat la București, între timp eu aveam un alt coleg la București care se ocupa și iată-mă în București, singură, cu mașinile, încercând să-mi dezvolt business-ul. Și am reușit. În 2007 am ajuns în București, am început să am clienți, am început să duc mașini la aeroport. În 2008, anul de succes pentru toate companiile. În 2009, ce-i drept, criza a lovit, cred că, pe toată lumea și totodată și firmul, și domeniul auto nu a mai mers la fel de bine. Nu mă plâng, pentru că, Doamne ajută, am avut, am clienții din 2005 care mă sună și acum și care vin și care mă recomandă, pentru că ei sunt fascinați de faptul că în spatele business-ului este o femeie, eu sunt foarte corectă și hai să spunem că și puțin cam rea la servicii și adică vreau să fie totul perfect. Sau mai mult decât perfect. Și atunci țin foarte mult la lucrurile astea și contează. Mai ales în perioada asta contează foarte mult serviciile pe care le ofer. Adică acum se vor vedea profesioniștii în afaceri. Trecând peste firma de rent-a-car pe care o am în continuare și pe care o iubesc, ca să zic așa, în 2009, da, în criză nu se văd numai profesioniști, dar vin și, apar și mințile creative, ca să zic așa. E bine, în 2009 am dezvoltat pe una dintre rețelele de socializare, mai exact pe LinkedIn, rețeaua de socializare profesională, ca să spun așa, un grup, o comunitate de femei, dar nu orice fel de femei, femei care sunt în afaceri. Ori lucrează în companie, ori sunt antreprenoare. Asta a fost ideea. Am dezvoltat acest grup pe LinkedIn, după care la 2 săptămâni am propus prima întâlnire. Să ne cunoaștem. Sunt foarte entuziasmată pentru că mie, când povestesc despre femei în afaceri, pentru că a ajuns la nivelul în care îmi place foarte mult, adică mă trezesc dimineața cu femei în afaceri, minte, mă culc seara cu femei în afaceri, minte. Laptopul a ajuns cel mai bun prieten al meu, pentru că online acum este la rate maxime și pentru că noi ne-am dezvoltat pe online. Faptul că lucrez cu oamenii pentru mine este o sursă foarte mare de energie, ca să zic așa. Faptul că lucrez cu oamenii, am lucrat pe partea de rent-a-car. Bine, pe partea de rent-a-car mai mult cu bărbații. Dar acum sunt în alt domeniu și sunt cu femeile. Este foarte plăcut să pot să îmbin două segmente puțin diferite, ce-i drept, și să înveți, diverse lucruri și dintr-o parte și dintr-o alta. Ce sfaturi poți să dai din experiența ta? Sfaturi de cum să reușești. Trebuie să ai foarte multă răbdare. Eu sunt o persoană foarte optimistă și cred foarte mult în ceea ce fac. Niciodată nu am gândit la genul nu fac că poate n-o să se întâmple. Am fost foarte optimistă și am zis vreau să fac aia. Ok, nu mi s-a întâmplat acum, dar mi s-a întâmplat peste un an, dar mi s-a întâmplat. Și ideea e că ce-mi propun, aia mi se întâmplă. Nu am avut parte de dezamăgiri, poate, na, dezamăgiri micuțe sau legate de oameni, dar nu. Totul este să fii optimist, pentru că am văzut și în ziua de asta sunt foarte multe persoane care gândesc nu se poate. Nu cred că o să iasă, nu este ok, adică nu au, pentru că chestia asta trebuie să vină din tine, știi? O să facem ceva, o să găsim soluții, o să reușim, sigur se poate, așa trebuie să... Asta este atitudinea pe care trebuie să o ai. Iar la mine nici nu mai... Adică
știi, dacă nu ești genul ăsta de persoană, ar trebui să-ți pui undeva, cum mai fac eu, îmi pun pe frigider. Îmi scriu pe hârtie și îmi pun cu un magnet pe frigider, pentru că ăla îl deschid tot timpul, și văd în fiecare zi dacă este ceva ce nu aș vrea să uit. Dar asta este valabil pentru cei care nu au atitudine optimistă. Știi, ar trebui să-și pună pe frigider o hârtie, spună, gândește pozitiv. Vei reuși. O chestie de genul ăsta. Asta făceam și când eram mică și stăteam la bunic. Aveam tot felul de chestii de astea pe perete. Cu tot felul de... Cred că de atunci, de acolo mi-a rămas această atitudine. Niciodată nu mi-am pus problema că nu o să reușesc. Sau și pot să spun așa, ca ok, nu o să reușesc, sigur voi face altceva. Deci nu o să meargă asta, business-ul ăsta, cu siguranță va fi altceva. Cred că asta este cea mai bună... Ce cărți citești? Pot să spun că de când dezvolt comunitatea de femei în afaceri, am o bibliotecă plină de cărți de business. Toate sunt citite până la mijloc. Și am uitat să spun că mai am și la capul patului, vreo 5, care sunt puse așa cu... cum îi spune? Bookmark. Așa, da, exact. Toate sunt pe business. Am uitat cum să se citește o carte despre acțiune sau dragoste, dar mă mai uit la film. Super. Și un cuvânt de încheiere? Un sfat, un îndemn pentru cei care se uită la acest filmuleț? Ar fi foarte multe. Aș spune doar să fie mai încrezătoare și mai optimist. Mult mai multă încredere în el. În ele. Că nu contează. Suntem oameni. O atitudine mult mai pozitivă. Alice, mulțumim mult de tot!